Sala de ședințe a Consiliului Local Reșița a găzduit semnarea acordului de înfrățire între municipiul Bălț și Reșița. Inițiativa a venit din partea orașului moldovean, a cărui reprezentanți au fost impresionați de politica de reconversie a fostului oraș industrial de la poalele Semenicului. Reșița poate oferi experiența sa în atragerea de fonduri și implementarea de proiecte de dezvoltare. Un moment, din punctul meu de vedere, fericit și emoțional în același timp, pentru că al doilea oraș ca mărime din Republica Moldova a acceptat, a agreat să facem o înfrățire. Eu sunt convins, cel puțin din punctul nostru de vedere, eu sunt un primar venit din mediul privat, cu structură de antreprenor, eu îmi doresc să fructific și să materializez orice hârtie prin lucruri care să se întâmple în beneficiu ambelor comunități în următoarea perioadă. Deci, din punctul meu de vedere, veți avea absolut tot sprijinul și acolo unde simțiți o nevoie, încercăm să vă sprijinim. În aceeași măsură, sunt convins că avem multe lucruri de învățat de la dumneavoastră. Încercăm să identificăm arii de interes pentru fiecare zonă și vreau să spun că așa cum noi am beneficiat de experiența altor orașe sau altor zone în care eu m-am îndreptat la începutul mandatului meu, Cluj, Oradea sau chiar zone din exteriorul României, de ce nu suntem gata să împărtășim orașului Bălț, fraților noștri de dincolo de Prut, din experiențele noastre. Chiar dacă este mai mare ca suprafață și populație, municipiul Bălț a găsit o sursă de inspirație în municipiul de pe Bârzava. Sper eu că vom da dovadă și de o interacțiune și o acțiune comună pentru dezvoltarea orașelor noastre. Am văzut foarte multe proiecte care se dezvoltă, pentru că vinisem aseară și am văzut ce se face la dumneavoastră în oraș și vreau să vă felicit, domnule primar, cu acele realizări care le-am văzut eu și noi avem ce învăța, vreau să vă spun. Avem ce învăța, avem ce implementa la noi la Bălți, pentru că avem nevoie în orașul nostru să facem un salt de dezvoltare a infrastructurii, pentru că nu avem prea mult timp. Avem nevoie de dezvoltare și experiența dumneavoastră o să ne ajute, sunt sigur. Municipiul Bălți se alătură prin semnarea acordului de înfrățire celorlalte 14 orașe din Franța, Serbia, Italia, Turcia, Cehia, Macedonia, Croația, Germania și Bosnia și Herțegovina, cu care Reșița este înfrățită.